Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ineficiența autorităților publice din țara noastră este bine consolidată, știm asta, dar este adesea greu de înțeles. Chiar dacă au toate condițiile, adică există oamenii necesari, angajați mulți, infrastructura și mai ales și finanțarea asigurată, uneori tot nu reușesc să ducă la bun sfârșit un proiect de care ar urma să beneficieze comunitatea. Și sunt, din păcate, zeci și zeci de exemple, dacă nu chiar mai mult. Azi o să mă opresc la cazul unei investiții ratate în orașul Nădlac, din județul Arad. Aici a existat și poate încă mai există, dar e în comă, proiectul construirii unui nou campus școlar, de care ar fi urmat să beneficieze peste 1100 de elevi și preșcolari din Nădlac și din împrejurimi. De ce era și este nevoie de el? Pentru că aici 6 școli și grădinițe, plus liceul, funcționează în clădiri închiriate de administrația locală, de la culte religioase, pentru care orașul plătește anual suma de 570.000 de lei, scrie publicația G4 Media. Deci nu există, practic, școlile, clădirile fizice ale primăriei trebuie închiriate. De unde este închiriate? De la niște culte, să plătesc bani, 570.000 de lei, nu mai bine vorba ardeleanului, care sigur nu e bănățean, dar vorba ardeleanului, să ai lucru tău? Nu mai bine să ai lucru tău? Asta e ca oamenii care au mentalitatea asta la noi, că decât să plătesc chirie 200 de euro, mai bine mi-au un credit pe 30 de ani și îmi cumpăr o garsonieră a mea. Mm-hmm. Adică da și nu, pentru că oamenii care închiriază se mai pot muta dintr-o parte într-alta, dar orașul Nădlac rămâne la locul asta lui. Adică da. El nu se poate muta. Conform proiectului, campusul urma să se întindă pe 3 hectare, pe care urmau să fie construite 2 școli cu 48 de săli pentru cursuri, un cămin internat cu o capacitate de 300 de locuri, o cantină, un bloc cu 15 garsoniere pentru cadrele didactice, un spațiu multifuncțional pentru ateliere de lucru, concursuri, activități de lectură și vizionare, de filme documentare, o sală de sport și o bază sportivă. Deci proiectul arată perfect. Proiect mișto. Excelent. Ar fi fost vorba de cel mai mare proiect de infrastructură școlară din vestul țării. Deci excelent. Și prima întrebare care se pune evident e cât costă și de unde banii. În 2007, când au început lucrările. Deci câți ani au trecut din 2007? 2017? 17 ani. Da. 16. 16 ani. Mergem în pe 7. 2007, când au început lucrările, costul estimat era de 38 de milioane de lei. Banii au fost alocați de Ministerul Educației. După un an de șantier, lucrările ajunseseră la 30%. Oamenii s-au apucat serios de treabă, au săpat fundații, au început să ridice ziduri, ce s-a putut face? Apoi Ministerul a oprit finanțarea, că venise criza economică, încă o dată. Suntem în anii 2008-2009, da? Uh-huh. Mai țineți minte cum se lăuda domnul prim-ministru Tăriceanu, că duduie economia, cum dubla Parlamentul în an electoral salariile profesorilor. Mai țineți minte cum ricana domnul președinte Băsescu la promulgarea acelei legi complet desprinse de realitate, că numai dacă nu vrei, nu găsești bani pentru educație. N-am să luăm niciodată domnul Băsescu, dublând salariile, în mod evident o mită electorală. Toată lumea spunea, toți economiștii țipau ca din gură de șarpe. Urmează criza, este nenorocire, nu se poate să scăpăm, o să ne lovească și pe noi. Fiți prudenți, puneți bani deoparte, nu risipiți banii. Și acești politicieni irresponsabili aruncau cu bani pe fereastră din pix, spunând numai dacă nu vrei, nu găsești bani. Și cumva, noi fiind în grădina Maicii Domnului, am scăpat cu bine. Și de-aia oamenii nu prea învață și nu se tem de crize la noi. Ați remarcat chestia asta? Ai scăpat cu bine în sensul că ai supraviețuit? Da. Nu, păi, și supraviețuirea nu fără mari pierdere, adică foarte mulți oameni au trecut de criza aia din 2009. Nu este adevărat. Oamenii au pierdut o mulțime de bani și au suferit. S-au făcut concedieri multe, și dar s-au tăiat salariile. Oamenii au pierdut bani, au pierdut ani din viață, au trebuit să-și amâne investiții, locuințe noi cumpărate, s-a prăbușit piața imobiliară, adică au fost multe efecte foarte dure. Faptul că după 17 ani sau 15 ani te gândești, păi da, uite bă, că până la urmă n-a fost chiar așa rău. Asta îi îndeamnă pe politicienii de azi să repete experiența, pentru că se pregătesc să repete experiența. Seamănă foarte bine cu ce se întâmplă acum. Și acum se dau bani peste tot, salarii, cresc cheltuielile cu angajații, pensiile, tot, salarii la magistrați. Toată lumea, economiștii spun, bă, nu e în regulă, este total dezechilibrat, e un deficit foarte mare, orice șoc o să ne arunce de pășină, o să ne deraieze. Ce contează? Să vedeți la an.
revenind la campusul de la Nădlac, în 2014, primăria orașului a obținut bani europeni pentru continuarea construcției. Adică 27 de milioane de lei, bani nerambursabili. Mai trebuiau 34 de milioane, 27, a zis Uniunea Europeană, vă dăm noi. Practic, finanțare gratuită, 80%. Și restul banilor ar fi urmat să vină de la primărie și de la guvern, doar că din 1000 de motive, primăria n-a reușit să se organizeze cum trebuie și până în 2015 nu a putut termina investiția, așa cum se angajase când a luat finanțarea europeană, gratuită. Că ei au dat banii și au zis, ok, vă dăm bani, dar condiția este să terminați într-un an, vreți? Și primăria a zis, ok, eu nu pot să-mi dau seama de unde atâta optimism sau irresponsabilitate, nu știu, ca să se angajeze că termină într-un an ce nu făcuse în 7. Păi și ea sunt răi, că dacă îți impun chestia asta, tu dacă îmi spui mie acum, Luca, fii atent, îți dau 100 de lei dacă poți să faci 500 de întrebări la dublu sau nimic în următoarele 10 minute, dacă nu, nu. Atunci, atunci nu te bagi. Atunci o să zic, încerc. Și te bagi? Păi, am ceva de pierdut eu. Deci este vina Uniunii Europene, că dă bani gratis în anumite condiții. Trebuie să-ți dea bani gratis și când poți tu. Nu i-a întrebat. Domne, voi cam... Dar să știi că Uniunea nu-ți impune nimic, adică nu-ți impun să iei banii aia. Păi nu-ți impune, dar ți-i oferă în anumite condiții, nu? Da. Și atunci nu e de datoria ta să încerci să obții condițiile date? Păi, de moment ce nu există cale de negociere? Nu, pentru că dacă nu reușești, trebuie să-i dai înapoi. Înțelegi? Și ratezi încă o dată finalizarea acestui obiectiv. Da. Adică, deoarece a ratat termenul limită, primăria Nădlac a trebuit să dea înapoi 5 milioane de lei cheltuiți din banii europeni. Deci a luat 5 milioane, i-a investit în ce au cumpărat ei acolo, BCA, ce au mai făcut, nu știu, că nu s-a terminat, trebuie să dea înapoi 5 milioane din banii europeni. Mers pe principiul ăla că, hai mă, bosule, lasă-i acum și bosul care e Uniunea Europeană zice, hai mă, bine, nu mi mai dat, lasă-i. N-a mers. Măcar să fi făcut ceva de ei. Deci absurditatea e asta, pentru că n-a găsit 7 milioane de lei ca să termine campusul și nu s-a putut organiza cum trebuie, că până la urmă să construiești într-un an, adică e greu, un particular, ai văzut blocurile astea lângă noi aici, cât de repede s-au construit, într-un an. Da. Deci au început să le construiască și într-un an au fost gata și sunt structuri mai mari decât ce trebuia să construiască primăria. Dacă ai finanțarea și ești particular și știi că, bă, băiatule, dacă nu termin, trebuie să dea milioanele înapoi, cred că te poți organiza. Uite că primăria Nădlac nu s-a putut organiza. Poate că este o problemă și cu procedurile de achiziție, cu semnarea contractelor, habar n-am. Ideea e că s-au aruncat la asta, nu au putut, au trebuit să dea bani înapoi. Și au trecut 9 ani de la abandonarea proiectului, clădirile, cât au fost ele ridicate, sunt acum în câmp, abandonate, niciuna nu poate fi folosită. Poate dacă le făceau măcar pe rând, hai facem mai întâi o școală, o dăm la gata, după care mai facem o școală, după care facem un bloc, după care facem... Nu, dar dacă ne apucăm de toate odată, ce urmează? Primarul speră să obțină finanțare de la Compania Națională de Investiții. El a declarat, citat de G4 Media, am depus un proiect la CNI în urmă cu vreo 2 ani, însă până acum n-am primit un răspuns. Chiar dacă anul acesta sigur nu primim bani, în următorii ani cred că se va întâmpla asta, a spus edilul. Conform noilor estimări făcute după o reproiectare a campusului, suma necesară pentru finalizarea complexului școlar este acum de 106 milioane de lei. Deci au plecat de la 38. Au scumpit toate alea. Au pierdut 27 de milioane bani europene, acum au ajuns la 106. Sigur, a fost și inflație. Dacă mai așteaptă 10-15 ani, cred că se face miliard. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.